Salutare dragii mei și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi, la sugestia mai multora dintre voi în niște clipuri anterioare, o să desenez ceva super simplu, o să vă arăt cum să desenați și voi, și anume un ghiozdan. Dacă ceea ce fac eu vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. De asemenea, am observat că foarte mulți dintre voi, cei care vă uitați și urmăriți clipurile, nu v-ați abonat și v-ați rugat să vă abonați, nu vă costă nimic, nu durează mult și puteți oricând să vă răzgândiți pe viitor dacă ceea ce fac eu nu vă mai place și puteți să vă dezabonați. Acestea fiind spuse, dacă aveți la fel întrebări, păreri, sugestii, puteți să-mi scrieți în comentariile de mai jos și niciodată nu se știe când o sugestie de-a voastră poate deveni, cum și clipul ăsta este o sugestie de la un abonat, poate deveni un clip pe viitor. Așa. Voi folosi o coala 4, voi folosi un creionaș pentru a face schița, un creionaș HB. Și conturul o să-l fac folosind un liner permanent de la Copic. Voi puteți folosi orice altceva, nu neapărat liner, puteți folosi o carioca neagră, ce aveți la îndemână, un pix negru, un pix cu gel, sau de la alt brand, dacă aveți un liner, nu contează neapărat treaba asta. Este un desen super simplu, am împărțit coala în 4 părți, cumva să-l centrez, am făcut așa ca o formă de dreptunghi, îi facem partea superioară, pur și simplu desenați împreună cu mine, urmăriți ceea ce fac eu. Am lăsat viteza la partea de schiță normală sau poate foarte un pic ridicată, ca să puteți să desenați împreună cu mine și să puteți să aveți timp să țineți pasul, să zic așa. Iar de colorat puteți colora cum vreți voi, folosind ce culori vreți voi și folosind ori carioci, ori marcare, ori creioane colorate. Eu cred că voi colora digital acest ghiozdan și cam atât. Asta am vrut să vă spun, o să vă las împreună cu desenuțul, vă urez în continuare spor la desenați, aveți o săptămână minunată și o să ne auzim data viitoare cu un nou clip. Eu am fost Albert, v-am pupat, pa, pa!